Dacă anul trecut ați înregistrat venituri din activități independente și nu le-ați declarat încă la ANAF, grăbiți-vă să faceți acest lucru, mai aveți la dispoziție doar câteva ore, mai exact până la miezul nopții. Dacă nu declarați acele venituri, vă paște o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei. Inițial, termenul până la care putea fi depusă declarația unică era 15 iulie, însă din cauza unor lucruri care nu mergeau prea bine la noul site unde se putea depune declarația unică, termenul a fost prelungit până în 31 iulie. Declarația unică poate fi depusă atât online cât și la ghișeu prin completarea unui formular standard. Contribuabilii care depun online deja celebra declarație au avantajul de a primi o reducere la plata integrală a impozitului după venituri. Concret, dacă plata obligațiilor se efectuează integral până la data de 15 martie 2019 inclusiv, se acordă o reducere de 5% din suma totală datorată bugetului de stat. Iar dacă suma datorată stabilită la nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018 este plătită integral până în 15 decembrie anul acesta, se acordă o reducere suplimentară de 5% din suma datorată. Declarația unică poate fi depusă prin intermediul aplicației care poate fi accesată la adresa indicată, cu numele de utilizator și parola contului personal din spațiul privat virtual, prin certificat digital calificat sau prin intermediul portalului eguvernare.ro. Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere venituri din România sau din străinătate, dar și de persoanele care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri și aleg să plătească contribuția de asigurare de sănătate trebuie de asemenea să depună declarația unică. De anul viitor, declarația unică va putea fi depusă exclusiv online, au anunțat reprezentanții Ministerului de Finanțe.